Proiectul care l-a adus pe Vasile Sărăstoaie în fața judecătorilor a fost implementat pentru o perioadă de 36 de luni de IML Iași în 2010. Scopul programului de aproape 2 milioane de euro era de a forma 200 de experți în domeniul cercetării avansate. Vasile Sărăstoaie, director al IML Iași, s-ar fi angajat pe sine, persoană fizică, cu 180 de lei pe oră, 20 de ore pe lună, pentru 36 de luni cât dura proiectul. Folosind aceeași metodă, Vasile Sărăstoaie s-a angajat și ca manager al proiectului cu o retribuție lunară de 9087 de lei. Instanța, în primul rând, a schimbat încadrarea juridică, apreciind că în cazul dumnealui legea penală mai favorabilă este codul penal de la 1968, și după ce s-a pronunțat pe această schimbare de încadrare, judecătorul a pronunțat o condamnare la 1 an și 6 luni de închisoare, închisoare pentru care s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, stabilindu-se domnului Sărăstoaie un termen de încercare de 3 ani și 6 luni. Avocatul Sărăstoaie susține că vor contesta decizia. Noi vom apela, deci vom face apel, vom aștepta și suntem chiar curioși să motiveze această sentință dată în primă instanță și ne vom susține în continuare nevinovăția în fața instanței de control judiciar. Vasile Sărăstoaie mai este cercetat alături de alte 18 persoane într-un dosar privind trucarea licitației platformei de e-learning a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel Suceava și urmează să aibă termen luna viitoare. Vasile Sărăstoaie a demisionat din funcția de rector al UMF la începutul acestei luni, după ce procurorii DNA au deschis un nou dosar penal privind refuzul Senatului Universității de a-l înlocui din funcție în urma unei sentințe irevocabile dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.